Cearta dintre Fulgi și părinții lui, Viorica Șoniță de la Clejani, este departe de a se termina. În urmă cu doar câteva ore, artistul a publicat pe contul său de TikTok un nou video scandalos filmat în familie. Proaspăt ieșit de la psihiatrie, Fulgi a primit de la medici un tratament pe care nu vrea nici ruptul capului să-l ia, iar Ioniță și Viorica sunt gata să ia măsurile necesare pentru ca el să se întoarcă în spital. Așa cum puteți vedea și în imagini, Fulgi se află în curte, alături de părinții lui și filmează tot ce se petrece acolo. Ia uite, mă bruschează tata, îmi spune că dacă nu mă internez, un nesimțit nu mai filma, se aude vocea Vioricăi pe filmare. Mai apoi, artistul șochează din nou. Ajutor, poliția, vă rog salvați-mă pentru că stau cu un psihopat și cu o psihopată. Sunt cu băieți care nu intervin, mai spune Fulgi. În acea zi, băiatul Clejanilor a mai fost actorul principal al unui episod aproape ireal. Vizibil afectată de toată situația prin care trece din cauza fiului său, Viorica a încercat prin toate metodele să-l facă să o asculte și să urmeze tratamentul dat de medici. Fulgi însă nu s-a lăsat prea ușor și a purtat un dialog halucinant cu părinții lui. Pentru că toată discuția a fost filmată și pusă pe Instagram și apoi ștearsă, băiatul Clejanilor s-a dat și de această dată în stampă și și-a anunțat fanii că dacă dispare de pe social media, înseamnă că e internat la spitalul Obregia sau la Sfântul Stelian. Dialogul nu s-a oprit aici, iar ceea ce a urmat întrece toate limitele. Este o manevră tot. Dacă nu mai dați de mine pe social media, înseamnă că sunt internat la Obregia sau la Sfântul Stelian, chinuit și omorât. Deci eu sunt calm și îl ziceți că sunt rău și cheamă poliția, este o mică parte din ceea ce s-a petrecut aseară. Ulterior, Fulgi a postat un mesaj pe Instagram: ajutor, sunt obligat să iau pastile și să adorm.